fost deja salutați cu Hristos a înviat, dar poate că nici spus în fiecare ceas n-ar fi prea mult cât ne-a dus învierea lui Hristos, tot ce avem ca și creștini avem prin învierea lui. Dar când treci prin sărbători, săptămâna mare, Paștele, Duminica Tomii, toate parcă aglomerează viața noastră și poate ați uitat unde am lăsat lucrurile. În Evrei, capitolul 13, suntem la lupta credinței. Capitolul 12, avem în mâna dreaptă spada, sabia Duhului cu care trebuie să nimicim lucrările diavolului, să curățim templul trupului nostru și templul trupului său. Dar în capitolul 13, unde ne aflăm acum, avem de schimbat sabia cu mistria. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu lupți doar împotriva dușmanului, ci și zidești, lărgești împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să vă ajut să renodăm firul adevărurilor din capitolul 13. Există o singură poruncă, nu-i foarte grea, o știți pe din afară, rostiți-o împreună cu mine. Stăruiți dragostea frățească. Spuneți încă o dată, stăruiți dragostea. Oare ce înseamnă a stărui? Luați dicționarul și uitați-vă în ea. Dar mi se pare că asta te implică cu tot ce ești și nu poți face doar azi sau doar mâine sau doar din când în când, ci trebuie să stăruiești în dragostea frățească. Despre prima biserică se spune că stăruiau în învățătura apostolilor. Știți ce înseamnă asta? În fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Cu alte cuvinte, se umpleau cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum inspir, cum bei apă, cum mănânci, așa trebuie să faci și când stăruiești în dragostea frățească. Nu totdeauna e ușor. Noi am pus două întrebări. De ce să o fac? În primul rând, tocmai pentru că nu totdeauna e ușor. Și a doua întrebare este cum să o fac. Dați-mi voie să recapitulez răspunsul la cele două întrebări. Stăruiți în dragostea frățească ca să aveți voi înșivă dovada nașterii din nou. Când Dumnezeu ne naște din Duh, de sus, din Dumnezeu, două lucruri palpabile se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Începe să ne fie foame după cuvânt, începem să citim Scripturile, începem să adunăm în noi adevărurile lui Dumnezeu, să lăsăm adevărurile acestea să ne modifice, să ne schimbe, să ne modeleze viața. Dar al doilea lucru, începe să ne fie foame după frați. Nu ne ajung întâlnirile bisericii, ci căutăm pe frați. Iubirea de frați este un semn clar al nașterii din nou. În al doilea rând, a stărui dragostea frățească înseamnă a răspunde cu recunoștință la dragostea lui Dumnezeu. Să ne iubim unii pe alții, pentru că El ne-a iubit întâi. În al treilea rând, a stărui dragostea frățească este dovada iubirii noastre față de Dumnezeu. De unde știi că îl iubești pe Dumnezeu? Nimeni nu l-a văzut. Scriptura spune, cum poți să iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi când tu urăști pe fratele tău care îl vezi? Cu alte cuvinte, dacă eu nu pot să mă uit la fratele meu, dacă trebuie să trec pe celălalt trotuar, ăsta este dovada clară a neiubirii mele de Dumnezeu. Ori neiubirea mea de Dumnezeu are consecințe serioase. Ioan, nu la întâmplare, ne îndeamnă, dacă vrei să știi care e relația ta cu Dumnezeu, dacă vrei să o palpezi, sunt dovezi clare pe care trebuie să le vezi în viața ta. Apoi, atunci când iubești pe frați, învederezi împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni nu cred în Dumnezeu, nu cred în împărăția lui, adunarea noastră este o nebunie pentru ei, deci să nu vii pe o vreme bună undeva, la strand, afară sau prin alte părți. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, înainte de a pleca dintre ucenicii săi, le-a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Degeaba îți pui etichete, degeaba zici, sunt baptist, sunt penticostal, sunt reformat, sunt catolic, foarte bine, treaba ta, nu te ajută la absolut nimica. Întrebarea mea este, de unde știi că ești în împărăția lui Dumnezeu? Cum o areți altora? S-au săturat oamenii de vorbe și de aceea trebuie să întrupezi această împărăție iubind pe semenii tăi. La prima întrebare am terminat cu atenționare. Ne iubim aproapele doar în perimetrul iubirii de Dumnezeu. Astăzi noțiunea iubirii s-a deformat. Fetele iubesc băieții cedând înaintea lor, înainte de vreme. Dragii mei, orice neascultare de Dumnezeu transformă actul iubirii în ghilimele în ură.
în ură. Scriptura spune în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 2, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Când eu pășesc în afara granițelor cuvântului lui Dumnezeu, indiferent ce aș face pentru semenii mei, practic le fac rău, nu bine. Pentru că mi-am făcut rău mie însumi. Deci numai în perimetrul iubirii de Dumnezeu, iubirea de semeni, are valoare, este iubire cu adevărat. De ce să o facem? Sunt nenumărate motive, ați văzut câteva dintre ele. Întrebarea este cum să o facem. Și tocmai la această întrebare răspunde autorul Epistolei către Evrei prin tot ce urmează în capitolul 13. În primul rând spune să nu dați uitării primirii de oaspeți. Unii prin aceasta au primit pe îngeri, iar noi am văzut cu siguranță primim pe Domnul Iisus Hristos însuși. Cu fiecare ocazie, când ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi l-ați făcut. Iubirea de frați e mai mult decât vorbe și sentimente, este acțiune. Și Scriptura ne spune, pune mâna pe clanță și deschide-o în fața celor care intră în casa ta. Deschideți casa pentru ei. Versetul următor spune, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Și am văzut, lanțurile sunt de foarte multe forme, dragii mei. Nu sunt lanțurile fizice doar din închisoare, ci sunt lanțurile păcatului, lanțurile care ne leagă viața fedele și ne țină în groapă. Ei nu o să vină niciodată la tine. Tu trebuie să deschizi ușa să mergi la ei. Și ăsta este un act al iubirii de frați. În al treilea rând, cum poți să începi să iubești pe cei din afara căminului tău dacă îți bați joc de cei din casa ta? De nevastă ta, de soțul tău, de copiii tăi, de părinții tăi? Versetul următor spune că căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. În primul rând, mi-am luat o soție, am intrat în legământ cu ea. Dragii mei, pentru nimic în lume nu vreau să o calc în picioare. Nu vreau să o calc în picioare nici măcar în gândurile mele, nici cu ochii mei. Dar aminte, în realitate, dacă nu-mi iubesc partenerul meu respectându-l, cum o să pot iubi pe oricine altcineva din jurul meu? Apoi textul continuă, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Ați văzut, iubirea de bani și iubirea de semeni nu fac casă bună. Când iubești banii, vei folosi oameni ca să-i câștigi. Când iubești oamenii, vei cheltui bani ca să-i câștigi. E o mare diferență între cele două. Dragii mei, Scriptura ne spune, dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, nu stă în mâncare, băutură, nu stă în lucruri, ci stă în oameni pe care Hristos îi mântuiește. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna vom folosi bunurile materiale care Dumnezeu ni le dă pentru a câștiga pe oameni pentru El. Dar poate că veți zice, vremurile sunt grele, n-am cum ce-mi plăti chitanțele, ce o să facă copiii mei, școlile sunt scumpe. Imediat versetul următor ne spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Știți care e problema noastră? Frica. Dacă dau, nu-mi rămâne. Uită-te puțin în jur. Vezi dacă găsești pe cineva care în ascultare de Dumnezeu a căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Uită-te la viața lui până când Dumnezeu îl cheamă acasă. Dacă Dumnezeu a știut să facă și a putut să facă cu unul măcar ce-a promis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, o va putea face și cu tine și cu mine. Am fost tânăr și am îmbătrânit, spune psalmistul, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Autorul vorbește unei biserici care era frământată, persecutată, aruncată în temniță cu averile rapite, oameni care se frângeau sub această povară. Ar fi fost foarte simplu să scape de povară, pur și simplu ieșind din rând, întorcându-se înapoi la nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. El se oprește și le spune, nu, iubirea de Dumnezeu se dovedește în ascultare de Dumnezeu, porunca lui Hristos pentru noi a fost să ne iubim unii pe alții. Dragii mei, pe Dumnezeu nu-L impresionăm prin ritualurile noastre religioase sterpe, goale, care oricum sunt abrogate odată cu vechiul legământ. Și de aceea le spune să nu vă lăsați amărgiți de orice învățături străine.
Aveți curajul să ieșiți afară din tabără, să suferiți ocara împreună cu Hristos. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Iar textul din ziua de astăzi ne spune, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Oare asta nu este un fel de stăruință în dragostea frățească? Cu siguranță. Când răsfăiești epistola către evrei, găsești două fel de relații între frați. În primul rând, ai relația cu aproapele. Relația cu aproapele este cine se nimerește să fie lângă tine. Acum este Cristi și este Flavius și Monica și uite-te. Dacă m-am nimerit lângă el, este aproapele meu. Și Scriptura, în epistola către evrei, este plină de datoria mea față de el și datoria lui față de mine, indiferent cine am fi. Suntem toți frați în Hristos. Dar textul de astăzi ne vorbește de o altă categorie, care sunt tot aproapele nostru, dar îi numește mai mari noștri, mai mari noștri. Dacă m-aș lega de primul aspect, vă reamintesc versetele 12 la 15 din capitolul 3 din Evrei. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Niciunul din voi, oricare dintre noi, suntem vulnerabili. Ce-i de făcut? Trebuie să strângem rândurile, ci îndemnați-vă unii pe alții. Eu sunt unii, alții, cei pe care Dumnezeu aduce în jurul meu. Deci unii pe alții, în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Este un aspect al acestei relații dintre frați. Este aspectul acela al vegherii ca nu cumva să ne împietrească păcatul. Dar am spus, viața creștină nu este doar o luptă și o apărare, este și o zidire a împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea, în capitolul 10, ni se aduce mistria în față, nu sabia, ci mistria. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, sau cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Relația cu aproapele meu. Dar în dimineața aceasta, textul aduce înaintea mea relația cu mai mari mei, cu mai mari noștri, oricine ar fi ei. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Și dați-mi voie să citesc mai departe textul. Ascultați de mai mari voștri care v-au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Versetul 17. Ascultați de mai mari voștri, fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, când suntem încredințați că avem un cuget bun și dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile, mai ales, vă rog cu stăruință, faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat cât mai curând. Textul nostru pune înaintea noastră două linii de responsabilitate. În primul rând este responsabilitatea mai marilor noștri, în al doilea rând este responsabilitatea noastră față de ei. Mai marii noștri, spune textul, priveghează asupra sufletelor noastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Grele cuvinte. Nu știu cât de adevărate în contextele în care noi trăim. Mai marii noștri priveghează asupra sufletelor noastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Noi, în ce ne privește pe noi, trebuie să ascultăm de mai marii noștri, să le fim supuși și să ne rugăm pentru ei. Aș vrea să separ cele două linii de responsabilitate și să vorbesc mai întâi despre responsabilitatea noastră a celor slujiți față de mai marii noștri. Sunt trei verbe puse înaintea noastră. Ascultați, fiți-le supuși și rugați-vă pentru ei. Ascultare, supunere și rugăciune. Spuneam dimineața, este cea mai bună rețetă pentru autocrație
pentru o stăpânire de asta care doare, nu știi cum să scap de ea, pentru ce am trăit și noi 40 de ani sub comunism. Cea mai simplă rețetă. Dacă cineva este adus și așezat ca mai mare al nostru între noi și noi trebuie să ascultăm, să ne supunem și să ne rugăm pentru ei, aproape că le dăm un cec în alb, într-un fel, să facă ce vor. Pentru că noi trebuie să ascultăm, să ne supunem și să ne rugăm pentru ei. Recitesc textul, ascultați de mai marii voștri, fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, așa ceva nu va fi de niciun folos. Dragii mei, cred și mărturisesc că nu este vorba de o ascultare și o supunere oarbă. Nu este vorba de o ascultare și de o supunere oarbă. În niciuna din celulele sociale, indiferent de ce mărime ar fi, Dumnezeu nu delegă nimănui o astfel de autoritate. Ce zic eu, aia se face. Pentru că sunt mai marele vostru, nu? Uitați-vă ce poruncește în familie Dumnezeu. Supuneți-vă unii, altora. Nu știe nimeni versetul? Unii, altora. În frica lui Hristos. Scoateți-l pe Hristos afară și ați creat un teren de luptă. Ieri am avut o nuntă și mi-am cad ochii așa pe detalii și aici era un aranjament floral așezat pe o tablă de șah în pătrățele albe și negre. Am înțeles, mireasa era în alb, mirele era în negru. M-am întrebat, care ar fi simbolul? Am zis, ferească Dumnezeu să așeze la tabla de șah să lupte unul împotriva celuilalt. Care pe care? Nu. Poate bărbatul va zice, eu-s capul familiei. Nu cred că textul nostru, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, îți permite să joci unul împotriva celuilalt fără să-l întrebi pe Domnul ce-i voie și nu-i voie. Cu alte cuvinte, autoritatea ultimă în celula fundamentală a societății este Hristos sau Dumnezeu. Dați-mi voie să intru un pic mai adânc în familie. Copii, ascultați, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Ascultați în Domnul. Și de aceea versetul următor spune, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Pumnul cu care lovesc în masă nu e suficient pentru copilul meu. Creșteți-i în frica și în mustrarea Domnului, spune textul. Cu alte cuvinte, supuneți-vă voi înșivă autorității lui Hristos când vă creșteți copilul. Același lucru este adevărat și în biserică, dragii mei. Autoritatea ultimă în toate relațiile dintre noi este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Hristos, cuvântul. Autoritatea ultimă rămâne Hristos, cuvântul. Și el asta nu o delegă nimănui. Toți ne supunem acestei autorități. Autorul epistolei către evrei este unul din mai mari bisericii. Este un slujitor al bisericii. Așa și scrie. Cu toate acestea, ascultați cum își termină scrisoarea. Vă rugăm, fraților, vă rugăm. Putea zică vă poruncim, fraților? Putea? Putea. Dar vă rugăm, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris în puține vorbe, în puține rânduri. Să primiți bine, vă rugăm, primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Acum, un sfat poate fi primit sau poate fi respins, nu? Nimeni nu ți-l poate impune. Dacă e un sfat, e un sfat. Dacă e o poruncă, e o poruncă. Dar în cazul acesta este un cuvânt de sfătuire. Oricând citiți epistola, vedeți cum el împletește în învățături despre Hristos de o superbă frumusețe cuvinte de atenționare directe, dure, uneori tăioase. Amenințări aproape. Când citește epistola către evrei, autorul argumentează cu toată forța. Nu este jenă. Atenționează, mustră, dacă trebuie, și o face uneori, am spus, tăios, dar niciodată nu obligă. În momentele cele mai critice din epistole, se oprește, ridică capul sus și invocă bunăvoința lui Dumnezeu. De pildă, în capitolul 6, spune, sunteți în pericol, de aceea să lăsăm adevărul începător al lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Dacă va binevoi Dumnezeu. Așadar, ascultarea și supunerea trebuie să fie, numărați vă rog, 1. De bunăvoie, 2. De dragul lui Hristos și 3. Spre slava lui Hristos.
Ascultarea și supunerea trebuie să fie de bunăvoie, de dragul și spre slava lui Hristos. Când răsfoim Noul Testament, vedem că Dumnezeu întotdeauna a dat bisericii slujitori, n-a dat biserica slujitorilor. Nu știu dacă e clară diferența. A dat bisericii slujitori și n-a dat biserica slujitorilor. Cu alte cuvinte, mai mari sunt în slujba bisericii, nu biserica în slujba mai marilor. Iată ce scrie Corintenilor, o biserică foarte nestrunită, cu care Pavel a avut enorm de multe dureri și vom auzi în 2 Corinteni toată tensiunea și frământarea dintre el și biserica din Corint. Capitolul 3, versetul 21, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare. Toate sunt ale voastre, în slujba voastră. Și voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Iar în capitolul 11, Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Priviți imaginea din fața voastră. Este Hristos, Pavel și biserica. A fi în slujba bisericii nu înseamnă că Pavel vine și zice, fraților, ce să vă predic astăzi? Nu. Niciodată biserica nu spune lui Pavel ce are de predicat, care e drumul pe care trebuie să meargă. Întotdeauna Pavel spune bisericii ce are de făcut. El este apostolul lui Hristos. S-a întâmplat odată că unul din apostolii lui Hristos și-a cam luat năsucul la purtare, e vorba de Petru, nu? Care a avut o descoperire din partea Domnului. Și când Domnul Iisus spune, mă duc spre cruce, Petru l-a luat și a zis, o, să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva? Știți răspunsul Domnului Iisus? Înapoi a mea, Satanul. Există o rânduială în universul lui Dumnezeu. Noi suntem în slujba voastră, dar suntem ai lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. De aceea versetul 2 din 11 spune, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Asta înseamnă să asculți și să te supui. Observați, Pavel vine cu învățătura lui Hristos, autoritatea ultimă în biserică și biserica calcă pe urmele lui Pavel în supunere față de Hristos. Nici Pavel, nici ceilalți apostoli, nici autorul epistolei către evrei, dacă este altcineva, nu Pavel, cu toate că e puțin probabil, niciodată nu mizează nici unul de ei pe poziția lor de autoritate. Sunt păstorul bisericii sau sunt apostol sau sunt, poți să fii ce vrei. Singura autoritate în biserică este Hristos și de aceea ei mizează pe autoritatea cuvântului lui Hristos, căruia s-au supus ei înșiși și modelează această ascultare față de Hristos prin propria lor viață. Ascultați-vă ce spune în versetul 18 și 19. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Rugați-vă pentru noi. Suntem încredințați că avem un cuget bun și că dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales, vă rog, cu stăruință, faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Ce relație putea să existe între autorul epistolei și biserică ca el să zică, abia aștept să vin acasă și ei să zică, Doamne, adu-ne-l cât de repede. Ce relație trebuia să fie acolo între ei? În niciun caz relația sceptrului sau pumnului în masa unei autorități arbitrare care pretinde supunere și ascultare oarbă. Când autoritatea este Hristos în mijlocul nostru și ne supunem deopotrivă lui Hristos, El este singura autoritate, ascultarea și supunerea nu sunt grele. Pentru că, practic, noi conlucrăm împreună, fiecare de pe poziția Lui, cu darul Lui, pentru împlinirea planurilor celui care este deasupra noastră. Ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Cum să nu calci cu bucurie pe urmele unui astfel de om? Da? Cum să nu primești cu bucurie cuvântul lui Hristos rostit prin el? Observați,
mai întâi, mai marilor, li se cere ascultare și supunere, pentru că ei să capete autoritate de vreun fel sau altul în mijlocul bisericii. Am văzut care este datoria noastră celor slujiți. Care să fie datoria celor care slujesc, a mai marilor noștri? Spune, ascultați de mai marii voștri, fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre și au să dea socoteală de ele. Cu siguranță lui Dumnezeu, care i-a pus în slujbă, au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Autorul epistolei se consideră deci el însuși ca fiind unul din mai mari bisericii sau slujitorii bisericii și el este cel care îi sfătuiește prin epistola pe care le-o scrie. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Deci asta este arma, dacă vreți, unealta, autoritatea mai marilor. Dar ce înseamnă a priveghea asupra sufletului cuiva? Dragii mei, în Corinteni, capitolul 7, când e vorba de un soț credincios și o soție necredincioasă, sau invers, Scriptura nu garantează celui credincios că îl va pocăi pe cel necredincios. Îl poate sfinți, poate turna pe capul lui împărăția lui Dumnezeu, dar textul se termină așa, ce știi tu femeie dacă îți vei mântui bărbatul sau ce știi tu bărbat dacă îți vei mântui nevasta? Cu alte cuvinte, a priveghea asupra sufletului cuiva nu înseamnă a-i garanta mântuirea, pentru că noi nu putem mântui pe nimeni. Dar atunci, care-i rolul mai marilor noștri? Cred că a priveghea asupra sufletului cuiva înseamnă a-l asista în căutările, în creșterea lui, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și de lucrul acesta avem toți nevoie până la sfârșitul vieții. Spune autorul în capitolul 3, versetul 6, casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dar asta înseamnă că pe drum, oricare dintre noi, putem avea căutări, clătinări, îndoieli, căderi, ridicări. Și de aceea este nevoie ca cineva să vestească cuvântul, să pună standardul între noi. Nu toți sunt învățători, spune Scriptura. Nu toți sunt învățători. Dar toți suntem așezați unii lângă ceilalți sub cârmuirea lui Hristos pentru ca să păstrăm credința până la sfârșit. Tocmai pentru aceasta, spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, El, Hristos, capul bisericii, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, adică la întărirea credinței noastre în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind de încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amălgire, ci credincioși, înrădăcinați în adevăr, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Dragii mei, ăsta este procesul în care suntem și pentru aceasta a organizat Hristos biserica Lui așa cum a organizat-o. Cum se face lucrul acesta? Dați-mi voie să iau un exemplu. Pavel, Timotei și biserica din Efes. Pavel este în închisoarea din Roma și scrie lui Timotei, care a rămas să ducă greul în biserica din Efes. Dacă citiți ultimele versete din capitolul 15 din Corinteni, veți vedea ce era în Efes. Luptele lui Pavel în Efes. Ei, bietul Timotei fiind acolo, e foarte greu să ai grijă de o biserică care e nesupusă din toate punctele de vedere. Dacă aș fost în locul lui Timotei, înainte să deschid scrisoarea lui Pavel, i-aș fi telefonat să-l întreb, Pavele, mi-ai scris mie sau le-ai scris lor? Pavel nu le putea scrie lor decât lui. Și îi spune așa, versetul 11 din capitolul 4, poruncește și învață aceste lucruri. Wow, când Timotei a citit poruncește, asta nu e foarte complicat, da? Și învață aceste lucruri. Dar cu ce autoritate? Dați-mi voie să citesc textul mai departe. Și textul acesta
este pentru toți capii de familie, pentru toți responsabilii de grupuri, pentru toți slujitorii în biserică, pentru indiferent cine ai fi, poți să fii președintele comunității sau a Uniunii Baptiste sau președintele țării. Dragii mei, în lumea noastră lucrurile astea au dispărut de mult. În viața ta particulară poți fi orice, un curvar sau un homosexual, nimeni să nu se amestece în viața ta. Tu ești președintele țării. Poți fi orice. Din păcate, aceste tipare intră și în Biserica lui Hristos. Poruncește și învață aceste lucruri. Dar oarecum? Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Asta este autoritatea mai marilor noștri. Fii o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Foarte mulți își imaginează că dacă a ajuns mai marele de biserici, își poate permite să deschidă Biblia și să îi spună ce i-a dat Domnul. Nu, dragii mei. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei. Dacă n-ai muncit acasă, șezi în bancă. Ai o poruncă clară din partea lui Hristos să zidești, sufletește biserica. Și ce îi spune Pavel lui Timotei? Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor, de către ceata prezbiterilor. Mă uit în jurul meu la cei care vin după noi. Dumnezeu va da daruri tinerilor. Întrebarea este, nu că dacă le ai, ce faci cu ele? Dacă ai timp de televizor și de tot felul de nimicuri care îți mănâncă timpul, niciodată nimeni nu te va respecta. Înaintarea ta trebuie să fie văzută de toți. Versetul 15, pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele. Când Dumnezeu te-a chemat la ceva, dă-le deoparte pe toate celelalte. Și sap adânc, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Culcă-te cu ele, scoală-te cu ele, visează cu ele, roagă-te pentru ele, vorbește de ele. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Ascultați îndemnul lui Pavel, capitolul următor, capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori în toată curăția. Dar cum o poți face uitându-te la perii albi? În niciun caz în baza autorității tale, nu ai. În baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, asupra căruia ai stăruit zi și noapte, spune Scriptura. 2 Timotei, ultimul capitol, ultimele cuvinte ale bătrânului Pavel. Observați, două scrisori, nu scrise bisericii, biciu nu-i pe bănci, biciu-i pe mai mari biserici, da? Timotei este în cazul nostru. Te rog fierbinte, capitolul 4, versetul 1, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și de la timp. Propovăduiește cuvântul, nu basme și înșire de neamuri, Timotei. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și de la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Care să nu-i zgândăre? Să-i lasă să trăiască viața mai departe, să nu mustre jumătățile de măsură, îi bine și așa. Astea sunt vremurile spre care mergem. Timotee, ridică un stăvilar cu tot ce ești și ai în fața acestor vremuri. Întârzie-le cât poți de mult. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lui, poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrurile în Evanghelie și împlinește-ți bine
slujba. Ce înseamnă a priveghea asupra sufletului cuiva? Înseamnă a-l ajuta să spună din toată inima, indiferent prin ce ar trece. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să piardă. Atât de bine l-am cunoscut pe Hristos, încât nu l-am dat nici cu prețul vieții. Asta face autorul nostru. Dragii mei, ridică pe Domnul Iisus Hristos prin toate mijloacele care sunt la îndemâna Lui. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului lor. Atenție, dragii mei, tați, responsabili de grup și tineri care veți călca pe urmele noastre, autoritatea după care tânjim și pe care lumea asta ne oferă prin pozițiile care ni le dă. Uitați-vă la țara asta, dragii mei, cine ajunge în ministere, cine a portofoliile, ce se întâmplă în țara asta. E de groază. Autoritatea corupe și autoritatea absolută corupe în mod absolut. Și de aceea Dumnezeu nu delegă nimănui. El rămâne autoritate. În frământările noastre, de a vedea ce se întâmplă în generația care vine, o întrebare care a venit în dreptul meu este: cum poți conduce ceva fără să ai autoritate? O autoritate delegată. Te-am pus șef, toată lumea trebuie să asculte. Asta zice Biblia, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Dragii mei, nu știu cum poți face, dar de-aia îl întreb pe Domnul Iisus, că eu nu știu. E vorba de împărăția Lui, nu de lumea aceasta. Matei, capitolul 18. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și L-au întrebat: cine este mai mare în împărăția Lui Dumnezeu? Întrebarea sună cam așa: Doamne, Tu pleci, cine o să fie mai mare între noi în împărăția Lui Dumnezeu? Ascultați-L pe Domnul Iisus. Iisus a chemat la El pe un copilaș, L-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția. Nu, cine e mai mare în împărăția? Nici nu veți intra în ea. Nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Dragii mei, luați un copilaș, întoarceți-l un pic și studiați-l. Are problemele astea de a din coate să fie mai pe sus de... N-are astfel de probleme? Oare nu cumva așa ar trebui să-mi trăiesc eu viața? Știu care e locul meu? Știi care e darul meu? Îl pun în negoț? Nu trebuie să calc pe alții cadavre ca să urc mai sus în niciun fel. De aceea oricine vrea să se va smeri ca acești copilași va fi cel mai mare din împărăția cerurilor. Într-o zi, o femeie mai curajoasă ia pe fiii ei: haideți să mergem la Domnul Iisus. Este mama fiilor lui Zebedei. Nu ei vorbesc, ea vorbește. Doamne Iisuse, am venit să fac o cerere. Când vei veni într-o împărăția ta, poruncește ca ăsta și cu ăsta la alt să fie foarte aproape de tine, unul la stânga, altul la dreapta. Domnul Iisus zâmbește probabil la cererea ei, să nu știți ce cereți. După care le spune ce le spune, dar textul nostru spune: ceilalți când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Asta e acolo afară, în împărăția întunericului. Între voi să nu fie așa. Oricine vrea să fie mai mare, despre asta vorbim astăzi, mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricine vrea să fie cel din tâi dintre voi să vă fie rob. Pentru că o astfel de pildă am venit să vă dau eu. Și textul continuă: nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. În împărăția lui Dumnezeu, autoritatea veșnic prezentă în biserica Lui este și rămâne Domnul Iisus Hristos. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Dragii mei, dacă El este între noi, noi ne supunem unii altora în frica Lui. Mai mari sunt în subordinea Lui Hristos
și dau socoteală lui Hristos și de aceea noi ne încolonăm cu bucurie pe urmele lor de dragul și spre slava lui Hristos. Ascultați-l pe Petru. Petru, cel mai breaz dintre apostolii Domnului Iisus, cel care a primit descoperire cerească și Hristos i-o confirmă, scrie după ce l-a îmblânzit Dumnezeu, după ce a plâns cu amar și a șters Dumnezeu lacrimile, scrie bisericilor din diaspora, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei. Spuneți-mi, nu putea Petru să spună un pic mai mult, să uzeze un pic mai mult de autoritatea lui? Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt cel mai ales dintre apostolii lui Hristos, eu care am fost pe muntele schimbării la față, eu care am făcut mărturisirea aceea în cezarea lui Filipi, încât Hristos a zis, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Nu putea să spună toate aceste lucruri. A, da, trebuie să adauge, da, dar m-am și lepădat de el. Trebuia să adauge lucrul acesta și probabil că lucrul acesta l-a smerit. Ce lecție de smerenie pentru ceilalți prezbiteri care nici măcar n-aveau nume, dragii mei. Erau oameni de rând de prin diaspora. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Nu de silă, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei și când se va arăta păstorul cel mare. Și veți da socoteală de sufletele celor de sub privegherea voastră. Veți primi, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Ce lecții de umilință din partea lui Petru. Scriind lui Timotei, Pavel îi spune în capitolul 3, versetul 1, dacă râvnește cineva să fie episcop, adică mai mare, dorește un lucru bun. Dar, vă las să citiți mai departe textul. Fără acest dar și ce urmează, primul verset n-are nicio valoare. Și dați-mi voie să adun doar în câteva cuvinte ce spune. Dar respectul și autoritatea se câștigă, nu se pretind. Nu există școală, nu există diplomă, nu există poziție, nu există scaun în Biserica lui Hristos care să-ți dea autoritate. Nu știu cine și cum îi învață pe tinerii noștri. La 18 ani se duc la seminar, fac 3 ani de școală și după 3 ani de zile vin mici directori. Umblu prin țară și mă îngrozesc, dragii mei, când își permite un păstor să excludă 100 de oameni pentru că e păstor. Mă îngrozesc de lucrurile acestea. Asta nu țin împărăția lui Dumnezeu. Și nici n-aș vrea să văd, nici în mormânt, că lucrurile astea se întâmplă în Iris. Dragii mei, Hristos este între noi. Din preună ne supunem Lui. Respectul și autoritatea se câștigă. Cum? Prin ascultare de Hristos și prin modelarea adevărului în viețile noastre. Asta e pentru mai marii noștri. În ce ne privește pe noi, ascultarea și supunerea se cuvin de dragul și spre slava Lui Hristos. De dragul și spre slava Lui Hristos. Pentru că împreună sub cârmuirea lui Hristos, Tatăl să fie mulțumit și bucuros. Spuneam, lecția asta nu-i pentru unii, ci pentru noi toți. Pentru tine ca părinte, ca preot în casa ta, ca mai mare peste turma aceea mică pe care Dumnezeu ți-a dat-o pentru păstorire. E pentru tine ca și responsabil de grup care te-a angajat să slujești 5-6 oameni pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău. Este pentru tine care poate că ți-au crescut peria și ajuns din bătrânii bisericii, pentru oricine. Dragii mei, dacă autoritatea nu se pretind și respectul, ci se câștigă, vă spun și cum se face lucrul acesta. Iov, capitolul 36, versetul 5.
Dumnezeu este puternic, dar nu leapă de pe nimeni. El este puternic prin tăria priceperii Lui. Vrei să fii respectat? Stăruiește în darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Înaintarea ta să fie văzută de mulți, nu dând din coate, nu reclamând poziții, ci slujind. Și toți te vor respecta din pricina adevărului care s-a lipit de inima ta și care ți-a modelat viața. Stăteam de vorbă ieri mai mulți despre puterea, forța oamenilor din lumea aceasta. Și cineva mi-a spus cu smerenie, puteam să mă las și eu dus de val, sub presiunea de grup, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat tăria să rămân drept, chiar dacă am fost batjocorit. Și ceilalți încetişor au început să plece urechea, să calce pe urmele mele. Dragii mei, ăsta este rostul unui mai mare, indiferent cine ești. Prin autoritatea cuvântului și prin modelul vieții tale, ți-ai câștigat respectul. Dumnezeu să ne ajute. Amin.